În 2 Corinteni, la capitolul 3, cu versetul 18, stă scris: Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Părinții de azi trebuie să facă față unor provocări extraordinare pentru a crește copiii cu valori morale corecte. Copiii care, la maturitate, vor putea influența lumea din jurul lor. Exemplele bune pot părea foarte puține și îndepărtate. În acest caz, cui să ne adresăm noi, părinții, pentru îndrumare în aceste momente cruciale? Cum ne vom învăța copiii să se asemene mai mult cu Isus? Răspunsul se află la Omul Isus Hristos. Isus reprezintă etalonul moral în această lume căzută. Ca părinți, noi trebuie să privim cu atenție la noi înșine dacă vrem ca învățătura pe care le oferim copiilor despre Isus să fie eficientă. Cum să putem împărtăși ceva ce noi nu înțelegem? Dacă ne dorim ca micuții noștri să-L cunoască pe Isus, atunci trebuie ca noi înșine să-L cunoaștem. Ca părinți, trebuie să punem o temelie sigură pe stânca cea tare. Așa cum i-a chemat cu dragoste pe copii la picioarele sale, Iisus ne cheamă și pe noi să stăm de partea lui, să învățăm de la el. Ne-a oferit exemplul perfect pentru a fi plini de compasiune, iubitori, respectoși și ascultători. Trebuie să învățăm de la el în fiecare zi, dacă vrem ca băieții și fetele noastre să fie asemenea lui copiii noștri, vor fi conducătorii de mâine. Trebuie să învățăm cu conștienciozitate cum să se prindă strâns de cel ce ține ziua de mâine în palma sa, arătându-le într-o manieră iubitoare, cum se reflecte frumusețea aceluia care și-a dat viața pentru toți. Haideți să ne dedicăm noi înșine căutării și cunoașterii lui sunt în joc consecințe cu o greutate veșnică pentru întreaga noastră familie. Haideți să arătăm prin exemplul nostru ce înseamnă să petrecem timp studiind cuvântul lui Dumnezeu, în rugăciune, ajungând să-L cunoaștem pe Isus. Haideți să-i dăm voie Duhului Sfânt să ne transforme în creștini iubitori și vrednici de iubit. Să ne ajute Dumnezeu ca bucuria pe care o simțim atunci când îl slujim pe Isus și pe ceilalți să ne inspire copiii și să le ofere un exemplu demn de urmat.